Nu, rapidul cântă. Cântă. De deosebire de alții care... Care strigă. Da. Noi cântăm. Asta e marea deosebire a suporterilor cu rapidii și față de rest. Că de aici, de fapt, să dai. Și ca să cânți, ca să orice cânti, trebuie ritm, un acompaniament trebuie muzical. Un ritm. Iar ritmul care a fost dat la noi de, pentru cântece noastră a fost toba. De-aia rapidul cântă tot timpul. Decât și noi, rapidul întotdeauna a avut câte un instrument muzical în, în tribune, știi? A fost trompeta lui Tudorică, au venit pe urmă tobele și rapidul a cântat întotdeauna, suportul rapidul a cântat întotdeauna. Și ca la orice muzică, îți trebuie ritm. Corect. Și atunci tobele au venit să întregească ceea ce nu găsești pe nicăieri, pe niciun stadion din România sau poate doar în America de Sud. De-aia se și numește glasul roților de tren. Da, ritmul ăla, că atunci când bați tobele și se aude exact trenul mergând pe șine. Știi? Și atunci toată lumea își aduce aminte de origine, 1923. Deci... S-a născut un mit. Toba n-am inventat-o noi sau... Deci toba a trebuit să apară la Rapid. Corect. La ultima vreme toba a însemnat foarte mult pentru Rapid, pentru galerie, pentru suporteri. Ei nu, noi am fost întotdeauna niște suporteri veseli, indiferent de probleme pe care le-am avut și am avut probleme mari de-a lungul timpului, vorba aceea. Cred că am avut de la naștere. Da, 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 așa am fost, ursiți, cum ursiți, s-a spune. Așa, pentru... Dar cu toate astea noi am fost niște suporteri veseli. Ne-a plăcut întotdeauna să cântăm, să ne distrăm, să ne veselim și am cântat și la bine și la rău. Asta cântecele, este... și în general toate cântecele așa care se aud peste tot în stadioane, de exemplu, sunt cântece preluate de la Rapid. Sigur, cea mai mare parte. Nu... Adică am fost și puțin, cum să spun eu, inventive, așa, că la orice melodie care îi dă top, am preluat. Am preluat-o, am adaptat-o, am făcut versuri, versurile frumoase. Versurile sunt făcute... Și n-a trebuit toba să le însoțească cu un ritm. Cum, pentru că n-aveam, noi nu suntem formații, deci la Rapid a fost o top care a ținut acompaniamentul cântecelor galerii. Am fost numai galerii. Vocaliști ăștia aveau nevoie foarte de... mulți vocaliști. Și vârsta n-a contat, adică de la cel de 4 ani, 3 ani, până la cel de 80 și cel care gen Neachivu, care îi dă seamă cu Rapidul. Da, dă seamă cu Rapidul. Și îi dă seamă cu Rapidul, Neachivu cântă la mâine, pe mine, 90 de ani, la fel cum cântăm și noi la absolut. 40, 50, 30, 20 și cel mic care vine cu bunicul. De ce vine pe stadion? Credeți că numai... Familia. E o tradiție de familie, general. De Rapidul familie. A avut întotdeauna chestia asta în familie să-și transmită dragostea pentru și culorile astea. Atmosfera care se creează pe stadionul Giulești este unică, recunoscută de chiar cei mai mari... Așa este. Știi, senzația aia că se ridică părul pe mână în momentul când auzi suporterii cântând și ecoul pe care... E adevărat, și Giuleștiul te ajută ca și... Este un stadion făcut pentru așa ceva. Da, și... momentul când toată lumea cântă, iar... ritmul ăla de tren, de șine, de tot ceea ce înseamnă... Și avem, și avem și un mare avantaj. În spatele tribunei a doua sunt liniile de care ferate. Sigur, întotdeauna ele anunțau începutul unui meci. Pe muzica care se ascultă în stadion, pe cântecele din stadion, întotdeauna când trec locomotivele, ați văzut că există un semnal de la care... De, știi, uite, trompetă, vorbeam mai devreme de trompeta lui Tudorică, vorbeam de tobe care, vorba aceea, din, au fost mulți care au bătut și care au învățat și până la un moment dat nu mai țin minte cine, erau mulți care de-abia așteptau să vină să bată în tobă, erau deci, mândri și erau... Deci când te apropiai de tobă,
Deci, indiferent ce vârstă aveai, primul impact era să bați la tobă. Exact. Și își doreau foarte mult să facă chestia asta. Cine a venit în galeria Rapidului, dacă nu se ducea și dădea, dacă nu putea la începutul meciului, dacă nu în pauză... Măcar o dată să dea trebuia să bată. În tobă. Era bucurie, îi spunea, tata, am bătut în tobă. Adică se ducea acasă, spunea, și la bloc. La era, era și este un simbol pentru galeria Rapidului, așa cum... și sirenele locomotivelor care trec în spatele tribunei a doua. Și în momentul în care nu bate tuba, parcă nu mai există viață pe stadion. Da, e totul gol. Adică ți se pare o liniște așa care nu prea e normală și automat pleci cu ritmul de tobă. Da, la un moment dat ritmul ăsta de tobă era stadionul, bătrânul stadion Giulești, știi, să mai era acompaniat de bătăile din picioare, știi, că da, mă rog, avem și noi... Avem și noi gradurile alea de lemn, așa era stadionul, da, făcut atunci și noi mai aveam, dacă ți-aduce aminte, a fost o melodie, la un... aveam foarte multe steaguri, iar o tradiție Rapidului. Da, multe steaguri, multe steaguri. Ca la italieni, erau deci multe foarte, foarte multe steaguri, deci noi tobă și steaguri, astea, nu știu, astea trebuie să nu... Nici să nu dispară, pentru că astea înseamnă istorie, de fapt, și exact cum există la jucători proeminenți sau, mă rog, idoli, să spunem așa, idoli care au fost pentru suporteri, așa există și la galerie, steaguri și tobă. Asta nu o să dispară niciodată, de aici am cântat, de aici am făcut tot ce se poate, atmosferă pentru Rapid. Da, e adevărat. Păi, mă uitam la generația tânără, noi suntem un pic mai la mijlocul generațional, suntem între generația care vine, cea de liceeni, cea de studenți, cea de tineri până în 30 de ani și cei care sunt mai bătrâni ca noi și care i-au prins clipe frumoase și înainte de Revoluție. Suntem între generații. În momentul de față, noi am ajuns să dăm tonul, cum s-ar spune, și să învățăm generațiile care vin despre ceea ce sincer, înseamnă spiritul să Rapidului. Eu cred că am prins sunt generația cu tobele în forță. Exact. În momentul în care au apărut tobele în Giulești... În forță. Deci am prins, cred că, toți toboșarii posibili. Da. Să-i aducem aminte, păi, și, ca păi, și nume. Să-mi sar așa, direct așa, spune Tigaie, Partizanul, deci sunt primii care mi-aduc așa. Exact, primul nume care ne vine repede, da, pe buze. Toboșar cu adevărat, adică eu cred că orice formație i-ar fi luat fără probleme. Sigur, au un ritm în sânge, așa cum ei cântau la tobe. Mai era pe vremuri, era un chitarist, parcă Gary Glitter și aveam noi o chestie și... Ți-mi minte că bătea Tigaia din topă, era o chestie de genul ăsta, dum, 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 da. Hei, și toată galeria de la tribună, ridicam steagurile în sus. Și se vedea așa frumos, așa o chestie cu toate steagurile ridicate. Era la ritm. Ritmul de tobă. Dar zic, când se sparge toba și ce faci? Când se sparge toba, de obicei, hai să spun, deci istoria tobelor, noi am avut o tobă foarte șmecheră, cum să zic eu, cu piele, adică... Era acela foarte rar. Nu prea existau și toba aia de piele nu prea s-a spart chiar foarte deloc. Și pentru că peste tot și în deplasări, toată lumea era de toba aia mare, era o tobă ceva de cam cât masa asta, așa, foarte mare. Și toba aia cam năucea lumea pe unde ne ducem. Da, auzi. Da, și noi dacă tot ne duceam... Sunet asurzitor. Ții minte că am avut o belea cu ea pe la Târcoviște sau ceva de genul ăsta. Atât i-am nenorocit pe ea cu toba aia și cu cântecele și cu ritmul ăla, încât i-au încercat să o taie, să-i facă ceva, să dispară s-o rupă, toba. S-o distrugă, da. Deci la noi chiar dacă se întâmpla ceva în absurd să strica toba, adică nu dura mult, vei mânci următorul, nu trebuie să stăm fără toba. Deci nu există... Am avut tobe... Pe vremea lui, mă rog, ce a trecut înainte de Revoluție, aveam erau pionieri și aveam tobițele alea, exact, care cântau când legate, se dădea așa, da. Onorul. Când... Ei, aveam și pele mici, da, adică... Alea erau mai subțirele ca și sunet. Da, era, chiar și eu am ținut în lasă. Să pe vremea o tobă mare și asta era... Nu prea, n-aveai multe. Greu de tot. Acum sunt multe posibilități, da. Păi, aduce aminte după 90, în momentul când ne-am dus spre epoca Lucescu. Mergeam la turci, luam de la turci tobele, pentru că erau... Apăruse, aveai posibilități. Erau, da, turcii aveai erau specializați, aveau galeria lor de pe... Aveai posibilități, pe vremuri ce posibilități? În afara faptului
partea financiară. Da, și nici nu puteai să ieși în țară să găsești o tobă, păi așa unde ca cine era. Ieșeam din Giulești, ieșeam în țară și făceam prost de tobe. Sigur, dar toba asta oricum era un simbol al galeriei, așa că peste tot pe unde mergeam prin țară, toba era nelipsită. Nelipsită. E adevărat că era o problemă cu ea cine o cară. Da. Având în vedere că... Era un fel de corvoadă. O corvoadă. Era foarte mare, dar reușeam. Adică nu, n-aveam, nu am avut și n-a lipsit niciodată. Eu zic, nici nu cred că o să lipsească toba după Giulești. Deja când va lipsi toba, când o să mai vedem steaguri, acela va fi momentul sfârșitului nu, pentru că... Nu știu. Oricum suntem într-un moment, acum apropo că tot vorbim, suntem într-un moment în care nu știm pe ce cale o apucăm, așa că noi ne facem datoria și la meciurile următoare și toba va fi acolo. Toba va fi pe peluză. Și în tribuna a doua una. Noi am avut de-a cursul vieții foarte multe momente grele. Ne-am obișnuit. Iar dacă, și cred că vom trece și peste asta, vom fi în continuare cu toba lângă noi, vom cânta în continuare. Vom auzi glasul josilor de tren, așa cum l-am auzit de atâta vreme. Vom veni cu cântece noi în continuare, pentru că asta ne este menirea și vom cânta fără nicio problemă pentru Rapid, fără probleme. Pentru Rapid cântăm, pentru Rapid. Rapid îl încurajăm și slaburi futurăm, așa este. Cam asta, fie o mică poveste despre tobele din Giulești, am stat de vorbă așa la un pahar și sunt multe povești, dar mai avem ce povesti. Rapidul și Giuleștiul are povești multe. Multe.